lucrarea misionară sub călăuzirea Duhului Sfânt. De ce am numit-o așa? Și aș vrea să observăm ceva foarte scurt, pentru că nu vreau să vă țin lung. Cei mai mulți dintre noi vor să-i conducă pe oameni la Dumnezeu și să-i convingă logic sau emoțional că ceea ce spun ei este adevărat. Și în încercarea aceasta încearcă să strângă cât mai multe argumente logice, ca în felul ăsta să îi convingă și interlocutorul să nu mai aibă contraargument. Și în felul ăsta, dacă l-ai făcut praf, omul nu are altă soluție decât să predea lui Dumnezeu și să zică, da, domnule, am fost greșit și de aici încolo mă fac creștin. Însă, fraților, practica demonstrează că unii oameni, când sunt zdrobiți logic, de cele mai multe ori mai tare se înverșunează în necredința lor. Pe de altă parte, se observă faptul că demonstrațiile logice nu sunt suficiente ca să schimbe viața unui om. Ați văzut oameni care sunt convinși, da, domnule, ăsta este adevărul, dar nu pot să schimbe viața? Și pe timpul noi. Aveam în vechiul district, în România, un frate, venea la biserică de 20 de ani. Dar după ce a plecat de la biserică, lângă biserică era un bar. Se ducea la bar. Și spunea, măi frate, dar nu era botezat. Dar în fiecare sabat venea la biserică și după ce venea la biserică, se ducea la bar. Și zicea, frate, știu, dar nu pot. Ați văzut oamenii care vor să scape de fumat? Știu că e greșit? Știu. Știu că ar trebui să renunțe la țigări? Știu. Dar ce zic? Frate, aș vrea, da? Nu pot. Păi poți să-i dai, ce argument logic poți să-i dai? Poți să-i spui și să-l faci praf cu argumentele. Omul le știe. Dar ce îi lipsește? Puterea. Dragii mei, în dorința de a schimba viața unui om, s-ar putea să cădem și noi în capcana argumentelor logice. Să-i aducem argument peste argument peste argument și omul la un moment dat fie să se împietrească în necredința lui, fie să zică, frate, ai dreptate, dar nu pot. Aveam o soră mai în vârstă, făcusem studii biblice cu dânsa. Fraților, accepta totul. Știa tot. Și ziua de odihnă, ajunsese, dădea zecime, trimitea zecimea la biserică. Dar când venea vorba, frate, nu pot. Nu pot. E bine, fraților, ce e de făcut dacă logica nu e suficientă? Ba mai mult, hai să vă dau și exemplul celălalt. Sunt și astăzi chiar unele biserici creștine care nu se mai bazează așa de mult pe rațiune, ci se bazează pe sentiment. Și te duci, muzică frumoasă, atmosferă, părtășie și în felul ăsta zice, gata, îi convingem. Sunt unii oameni care sunt convinși în felul ăsta, dar te schimbă lucrul ăsta cu adevărat în sufletul tău? Sunt mulți oameni care se pocăiesc doar de formă. Însă Dumnezeu nu caută o pocăință de formă. Noi putem să-i păcălim pe oameni, să-i facem să facă schimbări din interes, că ai construit o casă sau ceva de felul ăsta. Că știu eu, era vorba, zice, măi, la pocăiți, dacă te duci, ăștia îți construiesc case. Hai să ne ducem și noi, că ne fac și nouă casă. Da? E asta adevărata pocăință, fraților. Nu asta mântuiește pe om. Poate să boteze omul ăla de 15 ori. Dar nu e un om pocăit. De ce? Pentru că adevărata pocăință depășește argumentele logice sau convingerea emoțională. Nu e în afara lucrurilor ăstora. Pentru că și cei pocăiți nu sunt ilogici și neemoționali. Dar e altceva care te schimbă și schimbă viața. Vreau să vă citesc un text. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni,
capitolul 1, cu versetul 17 și 18, spune așa: Hristos m-a trimis să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Auziți, fraților? Prin vorbirea și înțelepciunea omului, noi facem crucea lui Hristos să fie, cum? Zadarnică. Dumneavoastră vă dați seama? Deci prin argumentele logice, prin argumentele emoționale, noi riscăm să facem crucea lui Hristos zadarnică. Și atunci, cum să mai schimbă viața unui om, fraților? Am un citat din Spiritul Profetic, Mărturii, volumul 1, care zice așa: Am văzut că Spiritul Domnului se îndepărta din biserică. De ce? Slujitorii lui Dumnezeu se încrezuseră prea mult în tăria argumentului și nu se bizuiseră așa cum trebuia pe Dumnezeu. A văzut că numai puterea argumentului nu îi va determina pe oameni să ia poziție de partea rămășiței, pentru că adevărul este nepopular. Observați, fraților, unde greșim noi de cele mai multe ori? Avem impresia că dacă îi dăm gata cu argumentele noastre pe oameni, gata, i-am și schimbat. Și mai vezi pe cineva, câte un creștin, prinde un necreștin, un ateu, în autobuz și dă-i pe el. Și zice, și argumentul ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și la sfârșit se întreabă fratele, dar eu i-am spus, i-am fost de mărturie. Da? Dar i-a fost de mărturie și omul când a plecat de acolo, a plecat, domnule, creștini ăștia sunt nebuni. Sunt nebuni, cu ăștia nu scapi. Dacă te prinde unul, nu mai scapi de el. Și mai tare, îl întărești în necredința lui. Și atunci, frații mei, care este soluția? Cum se produce schimbarea? Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 2. Cât despre mine, fraților, când a venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Și învățătura și propovăduirea mea nu stătea în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Ascultați, fraților, citat Hristos Lumina Lumii. Predicarea cuvântului nu va fi niciodată de folos fără prezența continuă a Duhului Sfânt și fără ajutorul Său neîncetat. Acesta este singurul învățător capabil al adevărului dumnezeiesc. Adevărul va trezi conștiința și va transforma viața numai atunci când este însoțit în inimă de Duhul. Poate că cineva este în stare să prezinte litera cuvântului lui Dumnezeu. Poate că are cunoștință de toate poruncele și făgăduințele lui. Dar dacă Duhul Sfânt nu sădește adevărul în inimă, niciun suflet nu va cădea pe stâncă să se zdrobească. Frații mei, poate că vom avea talent oratoric. Poate că vom avea argumente de n-o să stea nimeni în fața lor. Fără puterea Duhului Sfânt, nicio inimă nu poate să fie schimbată. Pentru că inima nu poate omul să o schimbe. Doar Duhul lui Dumnezeu o schimbă. Și ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Hristos spune că va trimite Mângâietorul, Duhul adevărului, care va convinge lumea de păcat și va conduce în tot adevărul. Fraților, cine ne convinge de păcat? Că o pocăință, fără ca să fii conștient că ești păcătos, nu se poate. Poți tu să-l convingi pe om că e păcătos și că are nevoie de salvare? Nu. Cine îl convinge? Biblia spune Duhul Sfânt. Și mai mult de atât, cine convinge un om de adevăr? Ce spune Hristos? Vă va conduce în tot adevărul.
Dragii mei, indiferent ce argumente vom folosi noi, nu vom fi capabili să schimbăm viața niciunui om. Doar dacă este însoțit de Duhul lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă spun în după amiaza aceasta, pregătirea pe care trebuie să o facem nu trebuie să fie în primul rând intelectuală, ci trebuie să fie consacrarea vieții. Succesul în lucrarea lui Dumnezeu nu ține de talentele lucrătorului. Ce zice Apostolul Pavel? Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele mari. Zice, uitați-vă la voi, printre voi nu sunt mulți de neam ales. Nu sunt mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales pe cei neînvățați ca să facă de rușine pe cei învățați. Frații mei, printr-un om, niște pescari care nu făcuseră școală, când au stat lângă Hristos și au fost învățați de Dumnezeu și Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, spune că se minuneau învățătorii vremii, rabinii, și ziceau, uite, unde știu oamenii ăștia că n-au învățat niciodată? Și spune, atunci și-au dat seama că au fost cu Hristos. Dragilor, nu învățătura scolastică aduce salvare de suflete, ci consacrare. De asta vreau să vă îndemn și să vă spun lucrul ăsta. Dragii mei, când vrei să lucrezi pentru Hristos, poți să citești câte cărți o citi. Dacă petreci mai mult timp citind cărți decât rugându-te, nu o să fie eficient. Salvarea de suflete, eficiența în lucrarea salvarea de suflete, este în directă corelare cu consacrarea lucrătorului. Însă vreau să vă spun un lucru. Chiar dacă nu vor fi mulți oameni pregătiți și chiar dacă lucrarea nu ține de pregătirea lucrătorului, totuși vreau să vă spun un lucru. Este și pregătirea importantă. Duhul Sfânt spune că ne va da să vorbim ce avem de zis chiar în momentul acela, dar nu ne va da din senin, ci ce zice că va face? Ne va aminti ce trebuie să zicem. A-ți aminti înseamnă că știi. Ai pus ceva acolo și din ceea ce ai pus, Duhul Sfânt alege ceea ce este cel mai potrivit. Au fost mulți ucenici care au fost folosiți de Domnul Iisus Hristos. Mulți dintre ei nici nu aveau școală. Pescari. Dar vreau să vă spun un lucru, fraților. Lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Apostolul Pavel a întrecut lucrarea pe care a făcut-o oricare dintre ceilalți ucenici. De ce? Pentru că Pavel puseseră mai multe lucruri pe care Duhul Sfânt a putut să le folosească. Înțelegeți dumneavoastră? Noi nu ne bazăm pe înțelepciunea umană. Noi nu ne bazăm pe rațiunea umană. Dar Duhul Sfânt nu lucrează în afara rațiunii. Înțelegeți dumneavoastră? Și cu cât îți perfecționezi darurile și talentele, cu atât Duhul Sfânt poate să te folosească și mai bine. V-am pus în material câteva lucruri care țin de noi să le facem. 1. Spune Spiritul Profetic că este o greșeală, frații mei, când lucrezi cu un om, să te duci din prima și să-i spui lucrurile care te diferențiază radical de ceilalți. Știți că uneori lumea vorbește și spune, adventiștii sunt cu carne de porc și cu sabatul. Așa zic. Dar, frații mei, lucrurile acestea sunt adevărate, că ne caracterizează. Dar nu sunt astea lucrurile care ne mântuiesc. Înțelegeți dumneavoastră? Ceea ce noi trebuie să le vorbim oamenilor trebuie să fie despre mântuire și despre Hristos.
Și cunoscându-L pe Hristos, Hristos ajunge să schimbe viața și lucrurile acestea, sabatul și alimentația și toate lucrurile acestea au sens. După ce L-ai cunoscut pe Hristos și Hristos ți-a iertat viața și te-a schimbat. Înțelegeți dumneavoastră? Al doilea lucru. Depinde de noi, frații mei, să lucrăm cu înțelepciune în discuțiile pe care le avem cu oameni. Pentru că de multe ori creștinii tind să fie foarte radicali, să judece lucrurile. Stăteam de vorbă astăzi cu un frate, zicea, frate, am lucrat în casă la două lesbiene. Și că când m-am dus acolo, m-am dus așa cu... Vă dați seama, Biblia spune clar cum să trăiești. Și zice, frate pastor, zice, după vreo câteva ore de am lucrat acolo, zice, la sfârșit am început să le vorbesc din Biblie. Au adus Biblia, aveau ele Biblie în casă. Zice, le-am citit din Biblie. Cum a început totul? Zice că una dintre ele, în timp ce dânsul lucra la un calorifer, zice, tot ofta. Și am întrebat, măi, ce s-a întâmplat? Ce-ai pățit? Zice, da, sunt foarte bolnav, am avut cancer, am cancer și ar fi trebuit să mor de 2 ani. Și fratele nostru a început să le vorbească despre Dumnezeu. Și în felul ăsta, frații mei, a fost pusă o sămânță care Dumnezeu știe cum El o va face să încolțească. Nu noi, că noi nu putem să facem o sămânță să încolțească. Înțelegeți, fraților? Nu vă grăbiți să judecați, ci țineți înțelepciune de la Duhul Sfânt ca să vă călăuzească. Dragii mei, cu ocazia aceasta vreau să vorbim un pic despre cum poți primi și cum poți fi călăuzit de Duhul Sfânt. E un citat în cartea Criza, care zice așa: nu este nimic de care Satana să se teamă atât de mult ca de faptul ca poporul lui Dumnezeu să fi curățit calea prin îndepărtarea oricărei piedici, în așa fel încât Domnul să poată revărsa Duhul Său cel Sfânt asupra bisericii. Frații mei, ați auzit? Zice, nu e nimic de care diavolul să se teamă, ca aceea ca oamenii să dea la o parte tot ceea ce îi face, să stea departe de revărsarea Duhului Sfânt asupra lor. Diavolul este înspăimântat ca cei credincioși să primească Duhul Sfânt. Și întrebarea mea este, fraților, cum se primește Duhul Sfânt? V-ați întrebat vreodată? Cum? Vreau să vă spun un lucru. Când în Faptele Apostolilor, Pavel, dacă îmi aduc bine aminte, se duce și întreabă pe niște creștini. Zice, sunteți botezați? Da. Ați fost voi botezați cu Duhul Sfânt? Și zice, nici n-am auzit de lucrul ăsta. Știți ce le spune? Să se boteze din nou. Deci botezul cu apă nu are nicio putere dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că Domnul Hristos îi spunea lui Nicodim, cine, dacă nu ești născut din apă și din Duh, nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Doar din apă nu e suficient, dacă nu ești și din Duh. Dragii mei, apostolii petrecuseră 3 ani și jumătate lângă Domnul Hristos. Ascultaseră 10 de predici. Fuseseră martori la 100 de vindecări. Aveau ce să predice ucenicii? Aveau, fraților. Dar Domnul Hristos le zice, duceți-vă și așteptați să primiți o putere. Și după ce au primit o putere, când au ieșit să predice, 3.000 de oameni s-au botezat. 3.000! De unde au avut putere? Din partea Duhului Sfânt. Dragii mei, dacă ne ducem să facem lucrarea lui Dumnezeu cu puterea noastră, Biblia spune că noi facem crucea lui Dumnezeu să fie zadarnică. S-ar putea să facem mai mult rău decât bine. Dar doar prin puterea Duhului Sfânt. Și ce spune Spiritul Profetic? Spune că ucenicii au rămas uimiți. Cum răspund oamenii? Că se pocăiesc cu miile și se întreba, uite, ce mare lucru am zis.
Ce mare lucru am făcut. În asta vă dați seama că și ei erau surprinși de rezultatele pe care le aveau. Vreau să vă întreb. Sunteți surprinși de rezultatele pe care le aveți? Sunteți surprinși poate cât de puțin? Cât de mici sunt rezultatele? Nu cât de multe. Acum vreau să ne întoarcem. Fraților, dacă fără puterea Duhului Sfânt nu putem avea eficiență, cum se primește Duhul Sfânt? Cum se primește Duhul Sfânt? Vreau să vă citesc un lucru. Trecerea vremii nu a dus nicio schimbare în privința făgăduinței date de Hristos la despărțire de a primite Duhul Său cel Sfânt ca reprezentant al Său. Nu din pricina vreunei restricții din partea lui Dumnezeu, bogățiile Harului Său nu se revarsă pe pământ asupra oamenilor. Dacă împlinirea făgăduinței nu se vede așa cum ar putea fi vizibilă, aceasta se datorează faptului că făgăduința nu este apreciată așa cum ar trebui să fie. Dacă ar voi, ar fi cu toții umpluți de Duhul Sfânt. Fraților, când a fost ultima dată când ați auzit o rugăciune în biserică? Doamne, dă-ne Duhul Tău ce sfânt. Când a fost ultima dată când ați auzit biserica? Toată biserica, fraților, să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm, Doamne, trimite Tu Duhul Sfânt asupra noastră. Iubiții mei, primul lucru care este, cum să zic, fără el nu se poate să primești Duhul Sfânt, este dacă nu-ți dorești Duhul Sfânt mai mult ca orice altceva, nu vei putea să primești Duhul Sfânt. Dacă încă simți că tu ai putere și tu poți să faci, nu vei primi Duhul Sfânt. Trebuie să ți-l dorești ca fiind cel mai mare dar pe care cerul poate să ți-l dea. Și doar atunci când Dumnezeu va vedea că ți-l dorești cu adevărat, atunci ți-l va da. Asta e unul. Noi ne dorim, dar așa, din când în când, când ne mai aducem aminte. Al doilea lucru. Fiți atenți. Cartea Evanghelizare. Ați avut cartea Evanghelizare data trecută. Fiți atenți. Spune așa. Observați că Duhul Sfânt a fost revărsat asupra ucenicilor numai după ce au ajuns la o unitate desăvârșită și după ce nu s-au mai luptat pentru locul cel mai înalt. Ei erau cu un singur gând. Toate neînțelegerile dintre ei au fost îndepărtate. Dragii mei, nu poți să ceri Duhului Sfânt să se revarse asupra ta dacă tu încă nu te-ai împăcat cu vecinul tău. Nu poți! Păi cum să vină Duhul Sfânt dacă tu știi ce trebuie să faci și nu faci? Spune Apostolul Pavel, zice, trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Deci, frații mei, ca Duhul Sfânt să locuiască în noi, noi trebuie să facem curățenie în trupul acesta pământesc, în templul acesta pământesc. Pentru că Duhul Sfânt nu poate să locuiască în necurăție. Înțelegeți dumneavoastră? Adică, dacă furi, să nu mai furi. Dacă minți, să-i ceri putere lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să nu mai mint, pentru că cât voi minți, Duhul Sfânt nu va veni peste mine. Deci primul lucru, trebuie să-ți dorești fierbinte și să te rogi cu înfocare pentru Duhul Sfânt. Și al doilea lucru, trebuie să ceri lui Dumnezeu, Doamne, curățește-mi viața. Pentru că dacă trupul este templul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt nu locuiește într-un loc întinat. Dragii mei, fac aici o paranteză. Dacă trupul este templul Duhului Sfânt, nu doar aspectul moral reprezintă templul nostru, ci și aspectul fizic. Dacă legile sanitare nu le respecti, cu toate că le știi, poate să locuiască Duhul Sfânt într-un trup în care omul ne respectă și încalcă legile pe care el le cunoaște că sunt legile sănătății? Dacă tu în continuare știi că nu e bine să fumezi, fumezi în continuare, ce să vină Duhul Sfânt să facă? Înțelegeți? Atenție!
Nu omul scapă de păcat, ci omul trebuie să ceară putere de la Dumnezeu ca să scape de păcat și Dumnezeu să-l curățească. Înțelegeți dumneavoastră? Deci, templul Duhului Sfânt, trupul uman, trebuie să fie curățit și să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne, curățește-mă. Al doilea lucru, înviorarea sau puterea lui Dumnezeu vine numai peste cei care s-au pregătit ei înșiși pentru ea, făcând lucrarea pe care Dumnezeu le-a cerut-o, și anume, curățarea lor de întinăciunea cărnii și a spiritului, desăvârșind sfințirea în temere de Dumnezeu. Spune, Dumnezeu nu mi s-a arătat că dacă poporul lui Dumnezeu nu face eforturi, ci așteaptă ca reînviorarea să vină asupra lor, să le îndepărteze greșelile și să le corecteze erorile, nu se va întâmpla niciodată. Ați înțeles? Sunt mulți oameni care așteaptă să vină Duhul Sfânt, zice, când o să vină Duhul Sfânt, o să scap de toate lucrurile din viața mea. Nu, frații mei. Curățirea trebuie să facă înainte, tot prin puterea lui Dumnezeu. Dar înainte. Că Duhul Sfânt nu poate să vină să locuiască într-un templu întinat. Și al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez. De ce au primit apostolii Duhul Sfânt? Fiți foarte atenți, fraților, că aspectul ăsta e foarte important. Erau 11 oameni. Erau singurii care îl cunoșteau pe Hristos. Și acești 11 oameni, mai erau și alții, dar mă opresc la aceștia care erau baza. Ei fuseseră cu Hristos 3 ani și jumătate. Însă, când ei au văzut că ei îl cunosc pe Hristos, singurul care poate să ofere mântuirea, și Hristos le-a spus, duceți-vă până la margine pământului și propovăduiți Evanghelia. Frații mei, cei mai mulți dintre ei cunoșteau o singură limbă străină, o singură limbă, ebraica. Alții mai cunoșteau și greaca, așa un pic. Cum să te duci până la capătul pământului 11 oameni și să predici Evanghelia, fraților? Convingi 1, 2, 3, 5, dar cum ajungi tu până la capătul pământului? Și Hristos le-a spus, duceți-vă până la capătul pământului. Știți de ce au primit apostolii Duhul Sfânt, fraților? Pentru că ardea în ei focul, Doamne, oamenii ăștia de lângă mine pierd. Eu sunt cel care pot să fac ceva pentru ei, dar sunt neputincios, Doamne, eu nu cunosc Elamita, nu cunosc Persana, cum să le vorbesc cu oamenilor ăstora care pierd lângă mine? Și atunci ei au zis, Doamne, dacă este să lucrăm prin puterea noastră, noi nu o să putem să îndeplinim lucrarea. Dacă Tu nu ne dai puterea Ta, noi suntem pierduți. Așa au primit apostolii Duhul Sfânt. Pentru că ei au realizat că ei nu pot să facă nimic pentru salvarea sufletelor. Ascultați! Ucenicii nu au cerut o binecuvântare pentru ei înșiși. Ei simțeau în sufletul lor povara pentru suflete. Dragii mei, dacă încă credem că noi putem să-i convertim pe oameni, nu vom primi Duhul Sfânt și nu vom avea nicio putere. Dacă te vezi nevrednic și vezi că lucrarea este atât de mare și puterea ta este atât de mică, și dacă îți dai seama că dacă Dumnezeu nu intervine, lucrarea asta este pierdută, nu vei primi Duhul Sfânt. Doar atunci când simți, Doamne, eu nu pot să fac nimic pentru salvarea altui suflet. Doamne, am nevoie de puterea Ta, vecinul meu piere, Doamne, dacă eu nu fac ceva și eu nu pot să-l convertesc. Doamne, dă-mi putere că vreau să se mântuiască și vecinul meu. Frații mei, dacă nu ne apasă lucrul ăsta pe suflet, să zicem, Doamne, strada mea, am atâția oameni pe stradă care nu Te cunosc. Dacă noi nu vom simți povara aceasta a sufletelor și dacă nu vom simți că noi nu putem să facem nimic și că avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, nu vom primi Duhul Sfânt. Ascultați, măsura în care primim Duhul Sfânt este proporțională cu măsura dorinței noastre și a credinței exercitate pentru aceasta, pe cum și cu felul în care vom folosi lumina și cunoștința pe care le vom primi. Ați înțeles? Sunt direct proporționale cu dorința în care vrem să lucrăm.
Fraților, închei prin două citate. Trei. Evenimentele ultimelor zile. Noi nu suntem îndeajuns de dispuși să-L derajăm pe Domnul cu cererile noastre, rugându-L să ne acorde darul Duhului Sfânt. Domnul dorește să fie deranjat în această privință. Extraordinar. Fraților, Dumnezeu să ne invite și să spună: cereți Duhul Sfânt! Și noi să zicem: Doamne, mulțumim, dar suntem ocupați. Nu zice așa? Zice, El este mai dispus ca un părinte să vă dea Duhul Sfânt. Dar trebuie să-L ceri. Să te invite Dumnezeu să-L deranjezi. Și tu să zici: Doamne, mai târziu. Doi. Ia auziți, ar trebui ca credincioșii să se adune pe grupe și să-ți ceară ajutor special, înțelepciune cerească, pentru ca să știe cum să plănuiască și cum să execute cu înțelepciune planurile. Oamenii ar trebui să se roage îndeosebi ca Dumnezeu să-i boteze cu Duhul Sfânt. Fiți atenți! Tragedia veacurilor, pagina 612. La sfârșit, solia va fi vestită nu atât de mult prin argumente, cât prin convingerea profundă a Duhului lui Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate, sămânța a fost semănată și acum va răsări să aducă roadă. Publicațiile distribuite de lucrătorii misionari și-au exercitat influența. Cu toate acestea, mulți ale căror minți au fost impresionate au fost împiedicați să înțeleagă pe deplin adevărul sau să-i dea ascultare. Acum, razele de lumină pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu claritate, iar copiii cinstiți ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ținut departe de Dumnezeu. Ați auzit, fraților? Lucrarea la sfârșit nu va fi făcută prin înțelepciunea omenească. Astăzi, lucrarea nu trebuie făcută prin înțelepciunea omenească, ci trebuie făcută prin puterea Duhului Sfânt. Ultimul citat. Dumnezeu va interveni într-un mod cu totul ieșit din comun și într-o manieră contrară oricărei metode omenești. Dumnezeu va folosi căi și mijloace prin care se va vedea că El a preluat conducerea lucrării în mâinile sale. Lucrătorii vor fi surprinși de mijloacele simple pe care le va folosi Dumnezeu pentru a-și îndeplini și desăvârși lucrarea de îndreptățire. Dragii mei, nu mulți aleși au fost chemați. Nu mulți cu bogății mari, cu înțelepciune omenească. Oameni simple, ca mine și ca dumneavoastră. Dar un om simplu, care se pune la dispoziția lui Dumnezeu, și care cere cu disperare Duhul Sfânt, va fi mai puternic decât orice înțelepciune omenească. Pentru că nu omul sau argumentele omenești schimbă viața unui om, ci Duhul Sfânt. Întrebarea pe care vreau să ne-o punem și noi astăzi este întrebarea pe care au primit-o ascultătorii din Faptele Apostolilor. Ați primit voi Duhul Sfânt? Ați ars de dorința aceasta înaintea lui Dumnezeu? V-ați rugat cu înfocare pentru lucrul ăsta? V-ați rezolvat problemele cu cei din jurul dumneavoastră? Ați dat la o parte orice vă ține de Dumnezeu departe? Frații mei, dacă lucrăm în puterea noastră, nu vom avea niciun rezultat. Ba din contră, poate că vom pune piedici lucrările lui Dumnezeu. Doar prin puterea Duhului Sfânt vom putea avea izbândă. Lucrarea nu va fi făcută nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Să ne ajute Domnul să căutăm și să cerem Duhul Sfânt, pentru că este invitația lui Dumnezeu și El ne spune că este disponibil și dispus să ne dea. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute la aceasta. Amin.